Salut! Sunt Dragoș Dublea de la CV30 și suntem în pauza de masă. Un show în care luăm o pauză de la birou, mâncăm ceva și mai stăm și noi la o vorbă. Iar alături de mine este nimeni altul decât Codrin Pascariu, genul pe partea video, când are el chef, de la CV30. Băi, îmi pare bine. Salut! Cum te simți? Bă, bine. Nu, fii sincer. Bă, e ok, puțin stresat. Hai să ciocnim înainte. Nu zic de la ce, știi de la ce. Nu este nevoie, noi știm aici intern. Lasă ok, este ok. Aștept să mănânc din mici ăștia că îmi fac ochi. Și mie. Dar înainte, spune-mi cum a început chestia asta, cum a început povestea asta cu video. Bă, sincer, nici eu nu mi-aduc aminte foarte bine. Am dintr-a șaptea, nu știu câți ani aveam atunci, 12-13 ani, am început să cochetez cumva cu zona asta mai creativă, adică în Botoșani acolo stăteam cu un grup de oameni care, na, creativi, muzicieni, fotografi, zona asta, și presupun că de acolo mi-a plecat interesul cumva. Și am început cu fotografia. Îmi plăcea pur și simplu să iau un aparat în mână, să fac fotografii la orice. Țin minte, eram mai mic de atât, aveam un aparat pe film și na, atunci, perioada respectivă, știu că filmele mai scumpe sau... Și nici familia mea nu era foarte bogată încât să zic că nu știu ce. Și făceam fotografii, stricam filmul pe toate răhățișurile, mă duceam, făceam fotografii la praf, la... Mă jucam, că zicea, da, cred că de acolo, mai mic eram decât la 12 ani. Ok. Și eram, cred că, nu știu, eram la clasa 1-a, 2-a, nu mai știu. De mic, nu știu. Și după, cum s-a dezvoltat treaba asta? Am avut noroc, am avut și pe ce echipament să lucrez. Ți-am spus că am crescut cu oamenii ăștia. Ele aveau o grămadă de echipament. Și am avut noroc de ajutorul lor, pentru că ei aveau și echipament și au avut nevoie și de ajutor. Și cumva a fost combinația asta, știi? Hai... Uite, ia și tu aparatul ăsta, faci tu fotografie. Am fost fotograf la nunți cu ei o perioadă și la diferite evenimente. Și de acolo cumva am avut mult noroc cu ei, că am avut pe ce să fac fotografie. Că, na, un aparat mai profi, na, nu și-l permite oricine. Corect. Ți amintești primul sentiment când ai dat drum, când ai folosit prima oară o cameră? Cred că mai mult mi-aduc aminte primul sentiment că am folosit o cameră mai profi, mai scumpă și într-adevăr mult mai bună și de calitate. Pentru că, na, e alt sentiment, știi, când faci o fotografie și te uiți pe ecranul aparatului și vezi că, bă, ce mișto e. Foarte fain, da. Aia, na, e altceva, știi. Ok. Na. Dar până la urmă nu contează aparatul, contează omul din spatele. Corect. Ce, nu știu, ce ai găsit ușor să deprinzi în zona asta? Bă, am învățat foarte rapid partea tehnică. Editare. Nu, mă refer la partea tehnică în a face o fotografie, în a face un instantaneu, în a seta diferiți parametri ca să-ți iasă fotografia în funcție cum vrei tu. Okay. Asta am învățat-o destul de ușor. Okay. Că a fost cumva partea asta tehnică și tot ce înseamnă încadratură și chestii de genul. Nu știu, mi-a plăcut matematica și probabil că de aici ușurința asta de a învăța ce mai tehnic așa am deprins foarte bine. Ok. Și ce ți se pare că e încă greu? Încă greu e partea asta creativă, știi? Adică, bun, știi partea tehnică, știi ce setări ar trebui să faci ca să faci o fotografie de genul, dar stai puțin că ce am văzut pe internet, femeia aia stătea cu piciorul în sus. Cum fac eu ca să pun pe subiectul meu să stea cu piciorul în sus? Na, munca asta cu subiectul, aici mai am de lucrat, mi se pare greu, știi? Și de a-l face cumva să fie relaxat, să-l fotografiez pe el, nu o imagine a lui, nu o mască. Exact, un personaj, cumva să încerci să te apropii, să faci legătura aia între fotograf și subiect și ca să poți surprinzi din el ăla adevăratul el, știi? Ok. Da. Ai avut influențe? Gen oameni care au făcut chestia asta și ți-a plăcut și ai vrut și tu? Bă, nu chiar. Am văzut mulți fotografi, am văzut multe fotografii, am citit multe cărți. La liceu aveam
extrașcolar cumva, era un club de fotografie care, nu mai știu în ce zi a săptămânii era, după amiază ne întâlneam și luam niște fotografi, câte un fotograf pe săptămână și vedeam cele mai celebre fotografii de ale lui și le comentam. Adică okay. Am trecut prin mulți fotografi și multe fotografii, dar nu pot să zic că automat m-am inspirat, îți dai seama, din un stânga-dreapta, dar nu pot să pun cu degetul pe care sau ceva de genul, știi? Ok, dar ce ți-a rămas de la ei? Bă, poate puțin mi-a rămas în cap fotografiile alea din New York, alb negru, de acum ceva timp, cu vestimentația aia, cumva genul ăla de fotografii poate mi-a rămas puțin în cap și... Dar nu pot să zic că încerc să reproduc. Ok. Da, ceva de alb-negru în principal mi-a rămas în cap. Ok. Și alb-negru, dar pe film, nu alb-negru digital. Care e diferența? E vorba mai mult de, nu de calitatea imagini, de imagine, pentru că filmul îți dă ceva zgomot de imagine, zgomotul ăsta de imagine diferă de la tipul de film la tipul de film. Și nu știu, e așa, are o carne cumva fotografia aia care e diferită față de digital. Și nu poți să faci în editare, nu e no, la fel. Nu, nu e același. Okay. No. Și nu e același farme când stai, te închizi în baia ta, să developezi. Într-adevăr, n-am developat până acum niciun film. Nu? Ai vrea să încerci? Da, da. Am și ocazia la un prieten. De asta am zis baie, pentru că el în baie și-a făcut un mini studio okay. așa. Ok. Și da, da, oricum, sper să am și eu ocazia asta la un moment dat. Interesting. Presupun că ai lucrat cu clienți până acum, ai spus da, că ai făcut da. Și la anunț și... Cum îți faci task-urile interesante? Pentru că probabil sunt niște lucruri care ți se cer și sunt repetitive și trebuie să... Bă, să știi că mă ajută foarte mult, în primul rând, o cafea, înainte să mă apuc de ceva. Serios, okay. Adică îmi dă energia aia, care, nu știu, poate, e falsă, energie falsă până la urmă, că cafeaua îți dă cumva un șut în fund, hai mă apuc-te de treabă. Dar îmi dă o senzație bună în prima jumătate de oră. Și cumva cafeaua mă ajută să îmi păstrez hype-ul ăla. Și nu neapărat că mă plictisesc, știi, că sunt cerințe cam la fel, adică fac interviu și mâine și poimâine și răs poimâine, dar începe să difere mediul, lumina, oamenii și cumva adaptarea aia de la spațiu la spațiu, cumva aia îți mai dă o leacă de, na, o leacă de flavor, așa, știi, hai să... Ok. Și asta o face diferit, ziua, la o zi la altă. Am înțeles, asta nu te ține pe tine, nu te lasă să te plictisești. Exact, exact. Uite, dacă aș filma în același loc cu aceiași oameni timp de săptămână, în fiecare zi, uite, asta ar începe să devină destul de plictisitor. Ar fi. Da, da, da. Ai întâlnit vreun client care... Ai vreo poveste cu vreun client interesantă? Bă, da, am făcând interviuri. Am obținut destul de multe bâlbe și răspunsuri haioase. Okay. Nu vreau acum să le zic cumva, păstrăm cumva anonimitatea, dar am întâlnit asta destul de des, știi? Adică tot felul de răspunsuri haioase, bâlbe, na, și sunt amuzante, am râs împreună, știi? Okay. Ce fel de sfat, nu, dacă ar fi unul singur, ce sfat i-ai da, ce sfat practic i-ai da tânărului Codrin după... Bă, să iasă la fotografiat oricând, oriunde, pe vânt, pe ploaie, pe ninsoare, pe avalanșă, pe plouă cu gheață, ninge cu foc. Indiferent. Da, indiferent, nu. Multă practică. Experiență. Da, da, ieși din casă, aparatul în mână, hai să încerc aia, hai să încerc aia. Asta ar fi un sfat. Am înțeles. Da, da. Îl faci, le faci, tu ieși, vezi, încerci, faci aia, faci aia. Asta mi se pare un ceva obligatoriu la un fotograf. Ok. Mâncăm o leacă? Da, 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 că trebuie. Mici ăștia sunt... Mici. Am făcut cu ochiul de la începutul interviului. Okay. La CV30 cum ai ajuns? Păi așa, ca să încep cu toată povestea mea profesională, am venit în București, na, facultate, așa, și am fost împins de o rudă să hai să-mi câștig eu banul meu de buzunar.
Na. Veneau banii de acasă, puteam trăi liniștit și fără alți bani în plus. Dar am primit cumva sfatul ăsta, bă, câștigă-ți banii tăi, să iai acolo, îi pui deoparte dacă nu-i cheltui, așa. Am lucrat la McDonald's. Am lucrat la McDonald's undeva la 2 luni. Oh, bravo, i-a lucrat la Burger King o lună. 2 luni și ceva, ceva de genul ăsta. Când m-am angajat atunci am fost destul de... nu surprins, eram cumva așa nerăbdător, că eram curios, bă, McDonald's, e mare McDonald's, nu? Adică o să lucrez acolo, da? Așa, dar după, na, v-am zis că, bă, ar trebui să fac o schimbare. Îmi plăcea fotografia, îmi plăcea zona asta, am plecat cu asta din liceu. Iar un prieten, Ovidiu, îl salut, mi-a zis că, bă, Codrin, știu eu pe cineva care caut un băiat pe filmare, așa, hai că o să întreb. Și el a sunat, a vorbit cu Lavinia, care este una din fondatoare. A vorbit cu Lavinia, Lavinia m-a sunat, m-a contactat, m-a chemat la un interviu. Am venit la un interviu aici, na, interviu. Și cumva am venit cumva în probă, cumva, prima săptămână. Am fost în probă, am făcut eu niște montaje, chestii. Din câte mi-aduc aminte, nu era foarte mulțumită de mine și de calitățile mele. Într-adevăr, na, am crescut mult de atunci. Eram și atunci la un nivel. Știam mai puțin mai mult decât alții care nu știau nimic. Ceva de genul. Și da, așa am ajuns la CV30. Și de acolo am pornit ușor, ușor, am crescut, am învățat. Și mediul m-a ajutat foarte mult, la vine m-a ajutat foarte mult. Cu ea mergeam atunci în perioada respectivă la filmări, la interviuri. Na, ea a fost acolo în spate să mă ciupească când greșeam și să-mi zică bravo când era ceva ok. Și acolo am crescut ușor, ușor. Ok. Și na, mai avut diferiți colegi care au mai venit cu mine. George de față aici, care e la butoane. Da. Da, na. Și așa am crescut, împreună am crescut, împreună am învățat. Și, și da, asta e povestea mea, cumva am ajuns până aici. Ok. Am ajutat niște oameni de a 7-a. Eram a 8-a, ceva genul, erau a 7-a, așa, parcă așa. Voiau să particip la un concurs, era de făcut un video și m-a chemat pe mine să-i ajut. Am participat la concurs. Erau premii pe câte 3 locuri. Primul loc câștiga o bicicletă, al doilea loc nu mai știu ce, al treilea loc era o tabletă sau ceva de genul. Și eu câștigat locul 3 tableta, știi? Adică era cea mai mișto premiu din alea 3. Da, clar. Și na, trebuia să te înscrii, trebuia să fii atunci. Eu eram a 9-a, mă, așa. Aha. Eram a 9-a, erau a 7-a sau 8-a. Ok. Și na, trebuia să fii în gimnaziu și așa, și eu nu puteam să fiu acolo oficial pe da, listă. Da, da. Și eu n-am câștigat nimic, și am venit cu tot, cu idei, cu tot, așa. Aha. Și mi-a făcut ei un cadou, n-am vreau să-l zic. De că la modul dacă zicem asta sau nu. Am zis-o deja. Frate, nu o să sune a doua oară la fel, dar știu. Sună prima oară, one take. Asta, așa mă gândeam să punem numele la podcast, by the way. One take. Nu, gata, continuă. În one take, continuă. Și, na, eu n-am câștigat nimic, eu m-am simțit oricum alea că... Și ceva enervant era că profesoara coordonatoare, care n-a făcut nimic, a luat câștigat un laptop. Stai puțin. Da, deci cumva, așa era în concurs, regulamentul. Profesoara care e coordonatoare, câștigă un laptop. N-a făcut nimic. În afară de să îmi zică, Codrin, ai eu leacă să faci tu aici un video. Ok. Adică nu. Finders fee, ce e chestia asta? Nu știu. Cred că pur și simplu, știi, concurs era între școli, te înscriai cu o listă de elevi și cu profesorul, participai cu un video. L-a luat și... pentru că a putut să-l ia. Și fără niciun alt motiv, nu e nevoie. Da, na, na, și eu eram atunci ofticat, știi, că bă, pa, ok, na, am făcut, dar și eu ceva acolo, un soc. Și nu se dă nimic? Asta acum vine. Am fost chemat, la un moment dat îmi dă mesaj unul din oamenii aia cu care am filmat,
Cotrin, hai până în clasă la noi că vrea profa să-ți mulțumească pentru... sau nu mai știu cum, ceva de genul. Vin în clasă, profa acolo, mi-a zis elevii că m-ați chemat. Nu te-am chemat. Și după aia vin doi oameni cu o ciocolată. Cu o ciocolată. De-aia șoghetem. Șoghetem, da, da, așa. Alea pătrat cu bulețele. Da, îmi dă ciocolata și iar eram. Ciocolată? Ciocolată? Da, Codrin, deschide. Și ce era? Și am deschis și am primit bilet la Roger Waters, Pink Floyd, când a fost în București, acum 7 ani. Mișto, mă. Când a fost în Piața Constituției. Oricum, voiam să-mi iau, de asta ei știau că voiam vreau să merg. Foarte drăguț. Și am primit bilet, da, și a fost... Un drăguț din partea. Da, un cadou super mișto, adică, și unde ai simțit? Cum ai reacționat? Nu m-am exteriorizat foarte mult, dar pe interior artificii. Zburam, da, a fost super drăguț. Și na, și am fost la concert, asta a fost concertul, na, superb. Sunt curios, dacă ar fi să faci orice altă meserie pe bani sau să faci, ce faci pe zona video fără bani? Ai continuat să faci video? Ai continuat să lucrezi în zona asta de videograf? Ne câștigând bani acum sau ca să înțeleg mai bine detaliile? Băi, nu mor de foame. Nu e o chestie de viață și de moarte. Dar e așa, de câștig, de status social, de etc. etc. Știi? Chestiile pe care le fac oamenii, joburile pe care le au, care vin cu un anumit status social și cu mașină de firmă și cu nu știu ce și... Bă, nu, așa mâine, foto, video. N-ai schimbat asta? Nu. Cât trăiesc și așa... Deci chiar ești pasionat de chestia asta, până la capăt. Da. Mă, foarte bucur. Este de căcat berea asta. Bă, nu știu, mie îmi place. Poate s-o mai... Da, s-a mai... răsuflat. Da, eu o să... ok. Te rog, termină. Cred că... Da. Nu știu, a fost foarte mișto povestea, sincer. Bă, da. S-au gândit la tine cum să, ce să-ți ia și ăsta. Mai ai filmulețul? Da. Despre ce era vorba? Era un concurs la Țara lui Andrei, dacă ai auzit. Da, ok. Și cumva era tema să protejăm natura, să fim mai ecologici, okay. Zona asta. Și am venit eu cu... Nu chiar a fost ideea mea în totalitate, într-adevăr. Am mai vorbit eu cu cineva. Puțin în regie. A fost un video, cred că de un minut și ceva. Două, ceva de genul. Și am venit eu cu o idee, cum să facem, ce să facem. Și nu mai știu cum era, să puteți să-mi aminte. Nu mai știu. Așa, am înțeles. Era șmecher, mă. Eram cadru, primul cadru, parcă se începea cu... Erau fotografiate niște gene de gunoi, de alea selective. Ok. Așa. Și oameni care treceau prin față și aruncau gunoaiele lângă, așa, știi? Adică nu aruncau un coș. Pat la un 5 metri distanță, așa, numai pe lângă. Și după erau doi oameni care cumva le-a venit ideea că, bă, dacă un om aruncă la gunoi unde trebuie gunoiul, se dăm o floare. Știi? Ok. Ei, și se trece filmarea în faza asta în care vin oameni aruncă la gunoi, primesc flori, melodia pe fundal e frumoasă, na, te simți bine. Așa? Și după ajunge, vine o fată cu un gunoi în mână, aruncă pe lângă, merge. Și după, e un cadru din față, o filmezi pe ea în față, cum vede așa, se sperie, și în fața ei era grupul ăla de oameni care au primit flori și mergeau cu florile spre ea, știi, cumva o antiteză de asta, că, na, un fel de luptă, știi, da. Între interese, ceva de genul ăsta. Și cumva acolo se termină video, cu în mână având și ea o floare okay. Și cu mesaj, ceva de genul ăsta.
Într-a noua ai făcut asta? A? Într-a noua ai făcut asta? Da, era manual. Dar într-adevăr nu a fost ideea asta a mea în totalitatea mea, că a fost o combinație. Că ții minte că am mai vorbit cu cineva pe, bă, ce să fac? Nu știam nici eu. Foarte mișto. Bă, când acum am ajuns aminte, chiar e mișto. Ce părere ai, sunt curios, side note, paranteză, la ce discutam înainte. Ce părere ai de mișcarea asta de vlogging, de vlogări, de toată zona asta, ce se întâmplă în zona asta? Îi apreciez că fac asta, la modul că e greu să te apuci. E greu, adică mulți comentează, bă, a, mă, dă la ăsta că... Ce căcat e ăla? Păi, apucă-te și fă. Da, nu știu, mi se pare greu să ajungi. Nu putem să-i în gură. E greu, în primul rând, să duci un vlog, să fii cumva destul de închegat, la un capăt la coadă. E poveste până la urmă, spui ceva prin vlogul ăla, trebuie să ajungi cumva la omul respectiv. E greu să... Na, că e o combinație între montaj, ce spui, ce ți iese pe gură. Și e multă muncă în spate acolo, știi? Că poate au tras cadrele alea de 70 de ori. Da. După aia e montajul și pe lângă asta sunt oamenii ăștia care au ajuns cu atâția fani, știi? Și ok, că poate vârsta, vârsta medie e mai mică, e mai mare. Na. Sunt diferite categorii de oameni care urmăresc aia, care urmăresc aia. Nu poți să spui că ăla e mai prost, ăla e mai deștept. Fiecare cu targetul lui, cu oamenii lui. Nu, mi se pare ok. Nu, nu am nicio... Nu mă uit, nu prea urmăresc vloguri, chestii de genul. Nu, ce am mai scăpat și eu așa câte un ochi stânga-dreapta. Dar nu am nicio problemă cu ei. Atâta timp cât nu dau un cap, nu mă moară pe nimeni, nu fac căcaturi. Kill someone challenge. Da, exact. Își văd de tarlaua lor. E o noțiune la care mă gândeam de ceva timp și cred că ar fi o idee bună să o menționez acum. Pentru că sunt unii din vloggerii ăștia care au destul de mulți followeri, știi? Au câteva milioane unii dintre ei. În ce punct te gândești că poate poți să convertești following-ul ăsta într-o bază electorală și să te faci politician, vlogger și să... Ai vedea chestia asta întâmplându-se? Adică dacă oamenii scumpără merch-ul tău, da, ce un vot până la urmă? Da, dacă dai bani. Nu. Bă, îi... nu știu. Mi se pare că votul totuși are o mai mare putere decât subscribe-ul ăla. Adică ce vreau să zic că e că dacă ai 4 milioane de subscriber, nu cred că ai avea 4 milioane de voturi. Că mulți din subscriberii aia... Nu sunt activi, am înțeles. Da, și sunt sigur că mulți... Da. Sau da. N-au dreptul de vot. Și asta. Da, ok. Da, nu, cred că e mai mult de gândit aici, pentru că... În primul rând, e greu să ajungi să fii votat, adică până acolo e cale lungă. Și... Nu știu dacă oamenii și-ar da votul, bă, ești foarte amuzant, te votez ca președinte, nu cred că e vorba despre asta. Vezi și tu un program prezidențial, program, da, cred că am zis bine. Vezi și tu, bă, campanie. Ok. Da, da, vezi, na, ce vrei să fac cu omul respectiv, știi că până la urmă presupun că asta votează lumea și, na, diferitele direcții politice, diferite orientări. Dar în zona de business, ce părere ai de acest vlogging în zona business? De exemplu, chestia aia pe care o fac eu, job vlogging, dar asta nu este o idee nouă, se face. Da, se face în afară, nu se face la noi. Mie mi se pare foarte mișto. Mi se pare foarte mișto chestia asta de, bă, ăștia nu, suntem noi. Asta facem noi acum dimineață. Uite, acum am comandat pizza, uite, acum colegul nostru a alunecat pe scări și și-a rupt un picior. Da, nu știu, transparența asta. Da, exact, și asta e viața până la urmă. Adică, bă, într-o firmă, na, mai sunt zile când mi-e rău,
când vomit că am mâncat, am băut 17 bere seara, se întâmplă și sunt chestii, suntem oameni până la urmă, știi, spuneam, om la om, știi, și mi se pare chestii normale, nu neapărat costumașul, da, vocea puțin mai groasă și eu sunt șmecher și atât. Las, te mai caci pe tine. Te-ai căcat când erai mic, o să te mai caci de acum încolo, știi? George ne filmează. Bun. Dar mai merge o bere. Adevărat, adevărat. Ce zici, terminăm interviul ăsta și mergem până în centru vechi? În El Comandante. Băi, cred că avem destul unde să luăm, frate. Nu știu cât am filmat. Foarte mișto, destul. Să fie de bine. La fel. Mie mi-a plăcut. Ce mai?